Astăzi vă arăt cum puteți instala Windows 11, versiunea 2024, care are un setup un pic diferit. După cum puteți vedea, el arată ceva în genul Media Creation Tool, cel programel cu care putem descărca și face sticul cu Windows 11. Aici, evident, vom da Next, Keyboard and Input Method. Nu ne interesează deocamdată pentru că oricum o vom modifica după din Windows, vom putea adăuga o altă limbă la tastatură și aici avem două opțiuni. Install Windows 11 și Repair My PC. În cazul în care aveți deja o instalare de Windows 11 și vreți să o reparați, puteți merge pe opțiunea Repair My PC. Eu am un calculator nou, să zicem așa, eu de fapt o mașină virtuală, așa că voi da pe Install Windows 11. Și avem un checkbox aici, I agree, everything will be deleted, including files, apps and settings. Deci ne spune că se va șterge totul, fișierele, aplicațiile și setările. Asta în cazul în care aveți ceva pe disc, în cazul meu, cum vă spuneam, discul este gol. De asemenea, o chestie foarte interesantă aici este că dacă nu sunteți obișnuiți cu setup-ul nou și nu vă place, puteți apăsa aici pe Previous Version of Setup. Eu nu o să fac chestia asta tocmai ca să vă arăt noul setup. Voi da click pe Next, aici ne cere o cheie de produs, ca și în trecut, nu e nicio problemă dacă nu aveți o cheie de produs în acest moment, dați pe I don't have a product key, we're getting a few things ready, o chestie luată de la Media Creation Tool. Aici avem mai multe versiuni de Windows. În funcție de ce licență aveți voi sau ce licență are laptopul în BIOS, alegeți versiunea pe care vreți să o instalați. Eu voi alege Windows 11 Pro și o să dau click pe Next. Iarăși, we're getting a few things ready, Termeni și condițiile, va trebui să dați click pe Accept ca să meargă mai departe instalarea. Aici va trebui să așteptați puțin și Iată că am ajuns și la momentul în care vom selecta locația unde se instalează Windows 11. Eu am un singur disc aici, dar în cazul în care voi aveți mai multe discuri, trebuie să fiți atenți unde îl instalați, pe ce disc și pe ce partiți. Și vedeți că la mine scrie Disk 0 Unallocated Space de 64 de giga. La voi s-ar putea să existe și un disc 1 și un disc 2. Repet, aveți grijă unde îl instalați. Acum vreau să fac o partiție. Ideea este că puteți face o partiție în felul ăsta de aici, dacă vreți să fie mai multe partiții pe disc. Sau dacă vreți să folosiți tot discul, dați cancel aici și pur și simplu dați click pe next. Dar trebuie să fie singurul disc din PC și să nu aveți date pe el, că se șterge tot, se formatează. Eu voi da click pe next pentru că e un disc virtual și vreau să-l folosesc pe tot și aici îmi spune ca o mică recapitulare ce va face. Va instala un Windows 11 Pro, nu va păstra nimic oricum nu avea ce să păstreze, pentru că discul era gol. O chestie nouă și destul de ciudată este aici notița asta. Certain apps and features may have additional requirements above the Windows 11 minimum system requirements. Probabil se referă la chestiile legate de AI care vor veni în Windows 11 în viitorul apropiat. Tot ce trebuie să mai facem este să dăm click pe install. Și acum se instalează Windows 11, după aceea PC-ul o să-și dea restart și va intra în experiența de setarea Windows 11, experiența clasică. Acum și-a dat primul restart și în momentul de față pornește serviciile și instalează niște drivere. Încă un restart și acum urmează partea de setup clasică. Eu, în speranța că nu o să-mi ceară un cont Microsoft, am dezactivat placa de rețea. Aici o să vă pună să vă alegeți țara și regiunea. Eu o să aleg România. Aici mă întreabă de keyboard layout. Eu o să las pe US și nu o să adaug un layout secundar. Voi puteți face chestia asta dacă doriți acum sau mai târziu din setările Windows-ului. Voi da click pe skip și aici mă întreabă de rețele Wi-Fi. E, na! Uite că s-a întâmplat până la urmă. Nu ne lasă să instalăm Windows 11 24 H2 fără conexiune la internet. Și avem aici un buton nou, Install Driver, care ne dă o fereastră de browse și putem alege driver. Deci singura soluție rămâne totuși să activezi internetul. Dar doar ca să trec mai departe și o să vă arăt o altă posibilă metodă să scăpați de contul Microsoft. Clic pe Next. Aici mă pune să-i dau un nume dispozitivului. Nu o să fac chestia asta. Aici ne întreabă două chestii pe care probabil că mulți le-ați ignorat până acum. Setup for personal use. Toată lumea dea pe personal use. Sau Setup for school or work. Și vom da de data asta pe Setup for school or work. Mă pune să mă logez tot cu cont Microsoft. O să dau pe Sign in Options. Și avem domenii Join instead care înseamnă cont local. Îi punem un nume și am făcut un cont local. Eu o să dau pe Next. Nu vreau să-i pun parolă și de acum va trebui să dați la toate nou. Și aici required only și uite așa am instalat Windows 11 fără cont Microsoft.